Partidul de Mihai Beniuc. Ești calea ce-o găsește omul, pierdut în codru fără urmă. Ești prin deșert deodată pomul, când setea pe drumeț îl scurmă. Ești mâna ce ți-o întinde un frate, când simți că te cufunzi în gol. Ești peste ape tulburate și pline de vârtejuri pod. Nu rimează. Ești în puterea nopții, casa cu geamurile luminate. Ești glasul ce răspund... Stai! Ești glasul ce masa întinsă pentru cel ce bate. Cine bate pe cine? Ai fost și... Stai, mă, partidul bate. Ai fost și scut și palf. Nu pot să citesc așa ceva. De cei cu svastică la pinten, înfib norodului în coaste, și celor cu viclene pravili, sugând al țării suc și sânge, le-ai pus în veac pururea stabil, să-i știm adoborâ și frânge, și frânge, și frânge, și frânge. Ne înveți frăția între noroade, credința în pace, și ne înveți că fiecăruia se cade muncind prin osul ăstei vieți. Și câte le-am făcut prin tine sunt mărturie și dovadă că tu ești drumul către bine al celor care vor să vadă. De când suntem stăpâni pe fire, pe firea, pe traiul nostru și pe vatră, am prins și gust de fericire. Și o răsădim în țara toată. Tu călăuz ne ești și carte, învață-ne, iubit părinte, și cum să facem mai departe, și cum să mergem înainte. Doamne! Felicitări! Felicitări! Liniile de vot se deschid acum. De la micul geniu, la adultul obișnuit. Adultul minune. Mușat, adultul obișnuit. Ai băgat producție, ai băgat aplauze? S-a băgat aplauze. Mulțumesc. Mulțumesc din inimă partidului. Prin os de recunoștință celor care mi-au dat voie să citesc această poezie patriotică, m-am simțit în elementul meu, da? Datorită... Ești în vârstă de... Bă, așa ar arăta pionierii în 2030. Cam așa văd eu în 2030. Star Wars. Am flamingo meu, sunt pionier. Dar tu de unde știi asta cu pionieri? Am prins. Pe YouTube. Da, am prins în YouTube. Am prins reluarea, când s-a dat reluarea pe Dacă YouTube. Doriți să revedeți pagini din comunism, tu doar dădea refresh. Când o să revedem pagini din comunism aici. Live. Păi nu, live. Se pare că, da, a început. De fapt, a început. Dar mie extrema asta naționalistă, eu nu-mi dau seama exact dacă e de stânga sau de dreapta. Nici ei nu cred că știu exact. Bine, fii serios, bine, ce ideologie acolo. E ideologie de toate. Că pare mai... Că-i sărăcie, că nu e bine, că toți sunt niște... Bine, și extrema dreapta are socialism la bază, adică... Și mișcarea cu Hitler, nu? Era mișcarea, nu știu cum... Național-socialistă, da. Păi, da. Ce era, național-capitalist. Te rog eu din sufletul meu, unu, vreau să rămână momentul artistic LCN, moment artistic LCN. Și bravo, vreau să zic că a fost cel mai înălțător moment dintr-un podcast ever, da. Practic vreodată. Așa. Încă dacă... nu există podcasturi de astea de extremă. Am putea să facem primul podcast de extremă. De extremă prostie. Am putea să podcast facem. Patriotic? Asta ar merge, podcast patriotic, cu glie, cu din asta, domnule, vocea gliei, vocea glinei. Ați fost la Glina vreodată? Chiar aia... În repetate rânduri. Deci dacă, uite, mulți dușmani îngropați acolo. O imagine perfectă a României, apropo de patriotism ăsta, insuflat la televizor, pe străzi, pe jos, așa, este biserica de după paralela 45, care este
în fața e vecină cu groapa de gunoi. Un munte de gunoi. Iar biserica... E gard în gard cu gunoiul. Și biserica este din aur și în spate este gunoiul. Aia este România. Deci aia e imaginea României. Deci dacă faci o singură poză cu ceva din România care să ne reprezinte, chiar în America cum mai face? McDonald's cu mașini, cu ăsta, pick-up truck, cum mai face? Băi, un nume foarte bun care a sintetizat America foarte bine a fost Marilyn Manson. Așa. Nume. Asociere Charles Manson cu Marilyn Monroe. Da, demență cu altfel de demență. Chiar ieri în povestea, vorbeam de o secvență pe care o copiase cineva și tipul care m-a povestit-o a imitat secvența aia când Marilyn Manson își ridica fusta deasupra ventilatorului. Marilyn Monroe, adică. Și am stat și Manson. Explică gluma. Asta a zis. Înțelegi? Și eram șocat. Stai, când a ridicat? Știi numele foarte bine? Nu puteam să-l corectez din prima, bă, parcă era Marilyn Monroe. Știi? Și te dai să-mi imaginez Marilyn Manson. Manson în vreun clip. Manson a făcut cu ventilatorul, că la Marilyn Monroe era cu canalizarea, da, mă rog. Era cu canalizarea, desigur. Așa. Am și eu o canalizare care pute foarte tare. Dacă era Marilyn Monroe, murea. Deci era... și sunt prea de gândaci. Deci cam așa ar fi fost, Marilyn Monroe. Pe undeva... Nu știu dacă e canalizare sau nu știu, e metrou sau altceva care suflă aerul ăla. I-am spune canalizare, dar probabil că este o gură de aerisire a unor tunele subterane, unde sunt probabil crocodilii din New York. E tunelul subteran care începe de aici, de la Casa Poporului și se termină în... Iese. La Times Square. Iese. Că asta iese. E că iese tunelul. Da, iese la Times Square acolo. Este al lui Ceaușescu. Eu am auzit că iese la Otopeni. Nu, eu știam că iese la Târgu Jiu. Știi? Unde iese, domne? Că asta e ce face, bă, ce face tunelul. Iese. Bă, da, voi ați văzut că tot... Oricine poate să-l facă, dar important e unde iese. Da, e lumină în tunelul ăsta? Ăla lui Ceaușescu? Da. Dar la capătul lui, mă, ce dracu, nu știu. Nu știu, e ca în filme când sunt... Adevăr că eu am văzut niște imagini cu scafandrii care curățau fecalele din tunelele Bucureștiului. Ați văzut? Cum e să fii... Care tunele? Deci sunt tunele... Tunele ale Bucureștiului. Da, mă, sunt tunele inundate în București, nu știați? Și pentru noi sunt, pentru că acolo fecale, se adună, mușat, probabil e molul. Acolo se adună fecala. Da, și am văzut, sunt imagini, pe mine putem căuta dacă vreți. Expedit, dar mi se pare interesant să fii scafandru și să ți se dea misiunea. Eu l-am... Scoborâre în eu l-am văzut pe unul care se băga în vasul de decantare, un australian care lucra, nu știu unde era vasul de cantare, dacă era în America sau dacă era în Australia. Unde, la meserii nasoale? Da. Da, am văzut și eu. Se băga efectiv. Păi de asta zic, pe același lucru. Nu, dar era doar rahat. Da, am zis, e o mare diferență. Acolo n-avea cum să fie ceva, probabil că îl puneau să caute ce nu era rahat. Rahat de puritate absolută, adică peste 90% rahat era. Nu era înduit cu apă. Pe asta zic, la București era 5 plus 1. Știți cum era înainte, beați sucuri 5 plus 1? Sau 1 plus 5, nu mai știu cât era chiar. Cred că era 5 plus 1, știu de dar care. Dar care era 5 și care era 1? Nu mai am dat seama. Era la Bax, erau 5 gratis. Nu. Moca. Nu mai era ceva în care puneai apă și țeșea de 5 ori mai mult. Dar de ce era 5 plus 1? Dar ar trebui să fie 5 din 1. Sau 1 era, păi asta unu zic. Era sucul și apă, era 5. Păi de-aia era 5 plus 1, dar de ce 5 plus 1? Erau niște prafuri. 5? Dar trebuia să fie 1 plus 5. Chiar dacă în matematică 5 plus 1 era 1 plus 5, în marketing nu e ok. Una e 5 plus 1, alta e 1 plus 5. E cu totul alta 1 plus 5 în marketing. E mult față mai față de 5 plus 1. Da, normal. Pe 5 plus 1 poate să fie 5 sucuri la o apă sau ar trebui să fie 5 ape la un suc. Da, așa ar trebui. Băi, copchilul ăla care a recitat la România Talent. Nu, ăla de la... Nu. Eu am recitat, m-am făcut datoria față de țară, față de popor, am cântat, am citit lucruri, am recitat lucruri pe care nu le înțeleg. Am zis. Păi am văzut acum, că ne-am uitat chiar înainte de emisiune, n-am văzut la momentul ăla
interpretarea. Nu te-ai uitat live? Nu mi se pare. Citeai? Ce făceai? Nu mi se pare chiar atât de, să spun așa, rău și periculos. Nu e chiar atât de rău și periculos. Da, e o zonă de asta de exploatare mizerabilă în contextul în care pe tine te deranjează. Că la mine treaba asta e. Nu am nimic cu copilul, Doamne ferește. În esență, trecând peste niște trigere morale pe care probabil le am eu sau tu sau mie și lumușat, ne-a filat un pic lampa că am văzut Cântarea României din nou. Băi, e viitorul Andrei Duban. Am văzut Cântarea României, cum a câștigat 33 de ani mai târziu, România au talent. Ok, bun. Trecând peste asta. Poate suntem noi bătrâni și bătuți în cap. Pot să admit asta oricând. Mai ales în ceea ce îl privește pe Mușa. Dar... te iubesc, Dragoș. Dar... minți. Minți în direct, dar pentru public e ok să ne... Exact. Dar nu e adevărat. Noi nu ne mințim la această emisiune, spunem adevărul. Băi, ca să o lămurim, noi și când ne certam, ne certam pe bune aici, când ne întrebam. Asta... bă, ce convingător v-aș certa, mi-a zis inclusiv maică, mi-a zic. Da, nu, nu, e pe bune. Nu, asta e pe bune. Nu. O emisiune pe bune. Dar lăsând asta la o parte, și că am simțit că e Cântarea României din nou, dar în esență, copilul are talent la recitat și emisiune de talente. Ce a recitat acum, asta e altă discuție. Ceva cu Metereze. Aș ceva vrea cu Metereze. Dacă ar ști ce e Metereze la 10 ani. Nu știi că noi aveam pe cineva când lucram la Pro pe care îl chema Metereze? E o poreclă întâlnită și nu știu pe cineva pe care dar sunt curios câte din cuvintele rostite... Lasă sensul figurativ. Au sensul propriu acolo pentru... Nu știu, frate, nu, eu, cum să zic, cu asta cu învățatul pe de rost, bă, nu, veniți, nu se poate, nu, n-am cum. Lăsând asta la învățatul o parte, pe de rost... De ce nu ți se pare asta atât de rău? În schimb, și Rantingu ți se pare oribil. Băi, nu mi se pare atât de rău, stai un pic, nu, raportat la... reacții. La reacții și la amenințarea mesajului, extremistă, ca să spun așa. Se gâdilă o zonă. Se gâdilă o zonă. Care intenționat se gâdilă, că e calculat că nu... Dar nu se sizez, nu? Adică e mizerabil sharing-ul faptul că copilul ăla, probabil îți dai seama, a fost dresat, ca să folosesc un cuvânt destul de precis, ceea ce s-a numit acolo, dresat să facă chestiile alea. Nu la asta mă refer, că nu e atât de mizerabil. Zic că nu e atât de periculos mesajul și cum și la ce au rezonat. Adică mi se pare că lumea a rezonat la un mesaj din ăsta siropos cu iz naționalist și de mândrie națională. Stai un pic să zic până la capăt. Dar n-a fost până acolo încât să spună, adică să fie foarte clar mesajul de izolaționism. Ba da, uite-te la prima intervenție, este exact aia cu Meterezele, ne apărăm aici. Băi frate, cumva, tu ai merge cu chestia asta la Disney? Mă, copii în America se joacă cu Disney, copii frate. Copii în America sunt programați propagandistic la fel ca și aici. Și există o zonă de naționalism. Și asta e bine ca și cum... Nu, dacă e bine, dacă e asta nu, acolo. Nu e bine, dar e la fel. Mușat, apropo de exploatarea copilor în state, exploatarea mediatică. De către om. Exploatarea copilului de către om. Exact. Să nu uităm că ăștia au concursuri de mis pentru fetițe, dar de până în 10 ani, care mi se par sinistre alea, adică... Da, mă, s-a făcut și film, dar... Una e zona comercială, da, care e stridentă din punct de vedere moral, dar pe noi sperie orice stridență de dar genul ăsta naționalist, păi cu care cu Meterezele. Există și asta în America. Bă, nu știu dacă a câștigat la... Sunt sigur că există festivalul de recitare. Am înțeles, a tinerilor a fost patrioți. La America's Got Talent? Nu. Nu, pentru că, se vinde altceva din punct da, de vedere se vinde muzică ușoară. Iar Pro și canalele au sesizat că zona asta are un potențial comercial foarte bun în România și asta s-a oferit. Da, bro, dar în ce America, am înțeles. Dacă se oferă fetițe care poate să cânte ca ventrilogul niște păpuși care întâmplătorește și din România și pe locul 2 la America's Got Talent. Am văzut. Nu ară fata aia. Dacă chestia aia funcționează și se vinde... Băi, nu e ok. La noi cu sărăcie la se dă premiul de 120 de euro. Băi, adevărat. Dar nu e ok. Lasă-o să cânte, copiii, să cânte. Și e foarte greu, mai ales în țările unde e sărăcie și un
care nu, și înțelegerea care nu o duc atât de bine, eu cred că trebuie să existe totuși un dozaj de autodeterminism cumva și identitate cumva cultural național într-o țară, echilibrat, nu echilibrat, da, cu o influență externă pozitivă, da, care se integrează cu chestia aia, că ai apartenență la Europa, NATO, Vest și așa mai departe, care da, este foarte bine. Dar dacă copilul începea să zică prin os de recunoștință mult iubitului conducător de la Washington, dar nu, asta butonul. E într-un fel un prinos de recunoștință poporului. Bă, asta e emisiune de divertisment. Pe bune am ajuns să... Nu, deci bă, vreau să vă muzică, oameni. Ce asta cu sărăcie, cu neapărat? Aici... Bă, nu vreau să apăr meterezele, frate, la un program de divertisment. Dar mai lăsați copiii în pace să se joace cu nisip și cu, și cu tractorașii și cu lopățele. Nu apără mă, ce meterez săracul. Se duce, apără, se duce niște să se joace pe metereze. Nu, mă, nu se e okay. Duce ghetul copil la, la plajă să joacă nisip, face castel cu metereze în pula. Dacă băi le preocupă meterezele și glia. Asta, două lucruri mi-au plăcut când era Nicolaș. Lăsați-ne cu glia. Ia, bă, în 2023. Puneți, bă, să facă să se rotească în cap copiii să danseze pe muzica lui Tom și Jerry. Ce dracu, bă, bune am ajuns. Pe muzica lui Tom și păi Jerry. Păi da, care e muzică clasică aproape. Păi da, ok, bună. Păi hai, bă, să fudă în Tom și Jerry, bă, terminați cu glie vineri seara, bă, vineri seara, glie. Stai, mă, un pic, lăsați-ne, bă, aici are de-abia am scăpat de comunism, de-abia am scăpat de 30 de ani. Tot asta bă, nu scap, deci am fugit, deci vineri seara pe vreun Ceaușescu, la ce mă uitam? Ceaușescu are talent, cam așa era. Păi asta era. Băi, în fiecare seara Ceaușescu are talent și apărea Duban, tovarășe Elena Ceaușescu, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că apăr în glia și meterezele și prin os de recunoștință. Asta era, deci vineri seara... Asta era, Ceaușescu are talent, era același program. Andrei Duban, 20 de ani mai târziu. O știați pe aia cu bulă, bă, o știa pe sursa. Exact, deci Duban a, exact, Duban a ajuns să zică bancuri. Ce faceți, bă, acolo? Cu... Ne putem, oamenii, eu credeam că fumați. Prin os de recunoștință. Exact, deci nu e ok, întoarcere în trecut, în timp ce Duban zice bancuri cu... cu prostii. Mi-a venit cum s-ar numi România, o talent, dacă s-ar fi pe vreo... comuniștilor, tovarășii au aptitudini. Tovarășii te țin aptitudini. Asta vreau să fie titlu. Tovarășii au aptitudini. E țin, foarte bun. Te țin, nu te țin, deci, nu crea voie să te țin. Nu, nu. Dovedesc, nu știu. Tovarășii au aptitudini. Da, dovedesc, merge. Dovedesc aptitudini. Tovarășii dovedesc aptitudini. Udin, ăsta ar fi România, o talent. Comunist. Nu mai e mult, nu râde. Bă, nu râde e, că nu, în direcția deci, asta... Deci tot ce s-a întâmplat cu copilul ăla este anti-entertainment, anti... Da, sunt foarte multe chestii greșite, dar eu eram mai îngrijorat da. Că va fi ceva mai apăsat pe zona asta cu... N-avem nevoie de nimeni, ne închidem granițele. Bă, prima poezie așa este. Bine, nu e, aia e direcția, închidem granițele metaforic. Nu, le-am închis la prima, la Golden Buzz le-am închis. Las-o așa, că este. Exact, eu m-am speriat când am văzut aia. Bă, tată, nu vineri seara, până luni, la 5, la 8 dimineața, e ok, hai, să ne sculăm, să mergem, să muncim în patria noastră, România. Dar o vineri seara, bă, când vrei să vezi gagici care se sărută, bași cu glie. Lasă-mă, frate, nu te poți uita cu glia. Te las cu glia, nu e ok. Nu, ce ai văzut la american cu glie? We defend the Americans people's land. Nu e seara. Păi... E, bă, nu e la America's Got Talent. Aici nu e la America's Got Talent. E la altă emisiune. E exact. Chiar la aia cum se numește American Rifle Association. Aia, la Asociația Deținătorilor de Arme. National. Așa, NRA. La ăia e ok. Deci dacă era acest spectacol la Asociația Deținătorilor de Mitraliere, glie, metereze, bă, ok, e ok, da? Nu, da, foarte probabil ar fi fost un copil care din când în când zicea America, fuck yeah. Festivalul Vânătorilor de Munte. Da, exact așa, America, fuck yeah.
festivalul de school shooting prezintă talente în devenire. Da, aia da. Deci la asociația purtătorilor de mitraliere e ok. Eu încerc să am o opinie cumva ușor diferită ca să nu fiu, știi, cât... Ca să fim toți de acord. Nu suntem. Ba nu suntem cu toți de acord. Doar că e... Pentru o glie, mă. Diferent, am înțeles. Da, poate glie, unii aici, vor aici, glie. Aici eu sunt de acord cu Mușa. Și mi se pare, știi ce mi se pare greșit? Că, cum să zic, eu televiziune până la urmă comercială, drept, nu e dreptul ei neapărat. Dar tendința de a te duce acolo pentru a mulțumi, atenție, modulând niște sentimente. Adică cu chestia se mod... Nu e ca un copil foarte talentat. Bravo lui, nota 10. La limba română, nota 10 la recitare. Okay. Dicție. La Olimpi- dicție impecabil, excelent. Dicție mai bună decât la mulți prezentatori de radio TV. Și podcast. Dar nota 10 la limba română. Suntem ok, dar nu cu glie. Înțelegi? Dar nu e prima oară că... cum când se câștigă la România au talent cu steagul în spate, adică bă, la propriu. Dacă mai țineți minte, a fost și okay. un copil rapper care a câștigat cu o piesă rap cu mesaje naționaliste și cu steagul în spate. Dar trebuie, știu că s-a mai întâmplat. Adică, trecem batalioane române Carpații pe breakdance, rupea. Că dacă vreau să reușesc la concursul ăsta, păi da, trebuie să mă duc pe filonul naționalist. Păi vezi. Adică până și la care vin și dansează la bar ar trebui păi să, vezi. Ar trebui să aici... se dezbrace de portul popular. Vezi? Aici păi e problema. Să fie, cum e bățul de steag, ăla să fie bara. Adică să fie un steag sus așa și pe bățul de steag să se facă pole dance. Pe coloana infinitului să facă. Pole dance pe coloana. Să se untuiască pe coloana infinitului. E, lasă că a făcut Cerebel poza aia. S-a încercat cu... sexualizarea coloanei infinitului. Știi? Normal. E bun Cerebel, mă. E bun, mă. Da, dar ai mai auzit de el după aia, nu? Nu. Nu, deci nu e, deci ne-am distrat, dar hai să ne distrăm și cu Tom și Jerry, bă, copiii trebuie să se joace cu trenulețe, cu ceșcuțele alea. Și pe metereze cine mai stă ușa? Bă, stai zi, mă, trimitem copiii pe metereze, mă, în timp ce, deci toți românii care trăiesc din stipendii de la stat și care își bat copiii și nevestele sau, și care beau, nu bere, sub bere. Nu știu cum se numește produsul sub bere. Băutură carbogazoasă cu aromă, deci, de dacă bere. Ați văzut, Unterbier. Deci dacă ați văzut de jos, deci, așa. Deci România la magazine, rafturile de alcool sunt împărțite ierarhic. Da. De la mai mic la mai mare. Adică de la mai ieftin la mai scump. Da. România 90% bea. Când nu bea buturuga, nu, când nu bea buturuga din curte, de obicei eu bea pe aia din curte, că nu se mai aduce la profi. Asta este tradiția vie la români. Făi, aduc stacarea. Așa face ideea. Cam asta e. A fost un an bun. Cam asta e diferența între România și Franța la viticultură. Da, făi, aduc stacarea, mă, tine. Produsele ieftine sunt pe jos și afară, să știi, nu doar în România. Da, dar vreau să zic că 90%, deci pe lângă aia care beau direct buturuga, așa, se bea 90% raftul, nu e raft, ăla nu e raft, aia e podeaua. Raft e de la primul raft, înțeleg? La noi se bea sub primul raft. 90% din România care a râgâit a babanu și fane babanu și cum se mai numesc alea de rasă, deci sub primul raft, a aplaudat. Voi ce, înțelegi? E pentru ăia. Nu e ok, adică mai mulțumește-ne și pe noi, restul lumii, adică am înțeles. Bă, dar că dacă ești beat pe băutură de azi două ori, acolo, când îl auzi pe ăla. Îți dai seama că care erau pe la Bacop acolo, de deau să sară gardul la Harghita. Îți dai seama, nici asta nu e ok, înțelegi? Stai așa ea pe la Ghimeș, pe acolo unde era fosta graniță cu Austro-Ungaria. Metereze-le! Stai seama! Care se numea la Bulgaru. Au și au invadat-o. Da. Trebuie să ne apărăm dacă nu era nimeni pe Meterez. Au cucerit la Bulgaru. A cucerit-o Bulgaru, nu era nimeni pe Meterez și la Bulgaru. Vezi ce se întâmplă dacă nu stai pe Meterez? Bine, la cât îi fura pe ăștia pe bețiv, noi îi spuneam burglar. Mă rog, nu da, da. Da. Mă rog, așa. Am un spirit de glumă. Era un bețiv care când se îmbăta, începea să plângă și recita gândăcelul, dar era în afară. Pe el acolo... Deci mă strânge bunul tău! Copilul frumos, tu nu știu are gând să fiu și că mă doare... De dezvoltă. Așa!
Plângea un gândăcel. Plângea să rupă. Și s-a oprit copilul după. Ce n-a rămas nimic de el. Îți dai seama că vedea cum metereze ăla cu gândăcelul. Că pe copilul ăla a nenorocit poezia aia pe viață. El nu a putut emoțional niciodată să treacă peste asta. A ajuns bețiv din cauza gândăcelului. Dă-le la farago. De nu țin minte poezia cu gândăcelul. Vezi, dacă nu e patriotică, nu mi s-a insuflat spiritul. Dacă era la România o talent, aia era, în cap rămânea. Zic gândăcelul cu intonație patriotică. Sărăcit, mă duc la baie. De ce mă strângi în pumnul tău, copil frumos, tu nu știi oare că eu sunt mic și că mă doare? Așa plângea un gândăcel în pumnul ce strângea să rupă și s-a oprit copilul după ce n-a rămas nimic din el. Așa ar fi fost gândit. Dar ce altă poezie ar putea fi interpretată cu intonația asta? Stai. Cățeluș! A, taci, cu taci, taci, creț. Taci, asta voiam eu acum. Fură! Fură! Așa, nu, foarte bine asta. Fură! Fură! Rața! Din coteț! Și se jură că nu fură! Dar... L-am prins pe unguri cu rața în gură! Știi, baci și puțin așa, știi, Devi? Stârnești sentimentul. Exact. Asta zic, asta zic. Deci baci cu unguri cu secui imediat. Dar tu ai stat cu rața în gură mai devreme, adică. Și l-am prins! Alte poezii care pot fi interpretate cu... Gata. Deci poezii patriotică, gata, la LCN. În grădina lui Ion! Toate zi. Păsările dorm. Numai una n-are somn. Dacă reșiți așa, orice poate să fie. Da, fiindcă e somnambulă și... Ia să citim, floarea albastră. Era varianta... Floarea albastră. Pe care a... Floarea albastră. Așa. Floare albastră de Mihai Eminescu. Poet național. Iar te-ai cufundat în stele și în nori și în ceruri înalte, de-ar mai da în calte sufletul vieții mele, în zadar râuri, în soare, grămădești na ta gândire și câmpiile asire și întunecata mare. Poți să deviezi orice dacă cățeluși duci... Cățeluși cu părul creț. S-a zis, s-a zis. S-a dat cățeluși. Altele, mai, altele, 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 ai, altele ai de copii. De... Asteca a versuri. Te rog foarte de mult. De ce fac mult pipi când sunt răcit? Bă, nu ne inter... Întrebări la care nu vreau să dau răspunsuri, cu atât mai puțin în podcast. Ești medic. Versuri Asteca. Versuri Asteca. Bag un blant. Ian și Asteca. A-ă. Bun, bag un blant. Bagă, bag un blant. Bag un blant. Poezie patriotică. Refren X2 Ian. Bag un blant. M-am prăjit. M-am spart. E-Y. Bag un Xani și mă rupe la ficat. E-Y. Îmi face o e până se neacă ceva cu T. A ta e udă. A lăsat o baltă. Pun vreo trei în cioată. Umblu când fac artă. Sună telefonul. Răspund altă dată. Nu vorbesc la telefon când stau în brigadă. Mereu suntem avion pe lumea cealaltă. Strofa Azteca. Stau în brigadă cu fratele Ian. Puncte, puncte, face mare cioata și îmi pun un gram. Mă uit iar după da gardă, cu puncte, puncte pe geam. Nu știu ce înseamnă. Și sunt paranoizat, frate, de un an. Mă îmbăt cu friloc și fac iară tam, tam. Cu Ian fac mulți bani și arunc pe geam. Cumpăr o casă lui mama, lui tata. Până atunci muncesc. O să vină răsplata secuilor. Bagi de asta ca să-i enervezi pe naționalism. O să vină răsplata
Deci nu ne prinde garda. Nu, n-a zis, nu. O să vină răsplata. Nu muncesc degeaba. Chiar dacă ești hater și ești țaca-țaca pe pula puncte ta, mi s-a dus, mi s-a pus pata și o iau pata. Frate, știi că o iau pata. E Y. Știi că s-a spart și mi s-a pus pata. E Y. Ian o ia și el pe a ta X or 2. Refren X or 2. Hai Q, gașca mea. Poate să... Asta e gata. Că ești și dragă, ești bucur. Hai Q, gașca. Acum. Versuri, vă rog, gașca ta. Mai lăsați în comenturi poezii sau versuri de cântece pe care vreți să le interpreteze patriotic Dragoș Mușat. Asta este LCN-ul de azi. Gașca mea. Nu, de Hai Q. Gașca mea, de Hai Q. Azi sunt fericit. Știu că sunt iubit. De mâine totul se va schimba. Ai apărut tu în viața mea. Noaptea n-am dormit, numai la tine m-am gândit. Dar a mai fost ceva, era petrecere deasupra mea. Gașca mea nu poate să stea liniștită nici o clipă. Oh, oh. Hai și tu, dacă simți așa, vino în gașca mea. Gașca mea nu poate să stea liniștită nici o clipă. Hai și tu, dacă simți așa, vino în gașca mea. Azi am tot ce vreau. Dacă lângă tine stau, de mâine orice s-ar întâmpla, sunt fericit că ești a mea. Azi noapte la telefon vorbeai încet, credeai că dorm, dar eu nu te auzeam. Eram cu toții sus și petreceam. Gașca mea nu poate să stea liniștită nici o clipă. Hai și tu, dacă simți așa, vino în gașca mea. Gașca mea nu poate să stea liniștită nici o clipă. Hai și tu, de-a doua oră când zic asta, vino în gașca mea. Gașca mea nu poate să stea liniștită nici o clipă. Hai și tu, dacă simți așa, vino în gașca mea. Gașca mea nu poate să stea liniștită nici o clipă. Hai și tu, dacă simți așa, vino în gașca mea. Dacă n-ar face Mușat infart, aș mai avea o propunere, dar deja mi se pare că e cam mult. Da. Hai să vedem. Zi numele măcar. Hai să vedem niște știri. Rareș, Mareș, mă gândesc la tine și la bani. Tot așa, sau Romeo Fantastico Carolina. Acum alegi tu. Vă acum sau... Nu, în episodul viitor. Următor. Nu, sau în episodul... Pentru membri. Da, noi am rămas restanți cu două provocări. Provocarea în care eu voi încerca să mănânc cât de mulți mici pot. Se face. Se face. Se stabilesc regulile ca la box, se face meciul. Încercăm să găsim adversarul. Se bucuiește oborul, adică se lucrează, exact. se branduiește. Mare cu Happy Fish, deci când o să veniți la obor, să nu vă sperați că nu mai scrie aia. Chiar la hala de pește, Happy Fish, e foarte bun. Ar fi, ar fi. Fructe de mare, Happy Fish, ciorbă de somon. Și asta cu micii o să se va face. Așa. Și mai e degustarea de bere, da. Care din cauza că sunt răcit cobză, se va amâna. Până la o dată ne...
Da, până săptămâna viitoare, probabil. Degustare de pe bere, bere achiziționată de pe podea, nu de pe primul raft. Ca să da, fie... numai de pe jos trebuie să fie. Băi, nu, nu promite săptămâna viitoare că am eveniment. Nu pot să mă duc... Duhnind a noi Markt. Bună ziua! Băi, revoluționa educația românească. Nu, nu, nu. Sunt, am făcut proiectul ăsta... L-am făcut educațional cu băieți cu fetele aici. Ana Blandina cu băieții. Să rămână, doamnă. Nu mă, nu, deci facem în altă zi. Găsim-ne o zi. Bine. Okay. Da, putem să facem ziua cu minții, adică să... Bă, nu, serios. Cuplăm în ziua cu minții. Facem cum făcea Tandia Cuzu, care făcea și Revelion și ziua lui, cu aceeași petrecere. Bine, nu mai poți să vorbești acum, nu mai poți să dai referința asta cu Dan Diaconescu. Au stricat-o, adică el adică... a stricat-o. La fel cum nu mai asculti chiar cu minima a, păcat că... Michael Jackson. Da. Da, 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 nu mai, gata, s-a dus. Zici și tu? Păi, l-ai scos de la... Păi l-am scos, nu prea mai pot. Dar dacă vine cu dovada că... Că ce? Că ce poate să vină cu dovada? Că au venit băieții cu alte dovezi care... De fapt, s-a venit cu dovada, de nu? Fapt. S-a venit cu dovada. Eu n-am, adică n-am mai reținut exact la ce stadiu este acum procesul. S-a scos în judecare. Mă rog. Da. Ce voiam să zicem? Zi-bă de proiectul ăla tău. De ce a lipsit Mușat atâta vreme din conștiința colectivă? Pentru că a vrut să facă niște lucruri. Zi. Da, am făcut un lucru foarte bun în care chiar citim la copii, deci dacă aveți copii sau sunteți copii, pe canalul Ochii Minții citim canal de YouTube, canal de YouTube, okay. Și în curând și pagina de Facebook și Tarabă pe Lună avem. Urmează. Oameni la semafor. Citim literatura de școală, frate. Tot ce vrei să afli, ce o citim. Adică și învățăm copiii să citească. Nu, nu, se citește video, nu. Și am inventat și așa numitul teatru videofonic. Adică am registrat în studio, da, cu cel mai tare audio posibil, piesele de teatru de care aveți nevoie la școală, cu actori, spectacol, lectură, frumos, cu cameră, pac, costume, scenografie, minimal, tot, da, da. Ochii minți, tot în ochii minți, în capul, vedem cu ochii minți. Asta e ideea, ca să putem face cât mai multe și fără avea nu știu ce sprijin de nu știu, n-am făcut, uite așa, cu băieții, cu fetele, cu actorii, cu actrițele, foarte frumos, cu vedete, cu copiii care citesc. Deci o să avem copii care citesc, deja au citit 3 copii de la Jean Monnet, Iona, dar a rămas trăznit, au citit toată piesa, frate. Și fără să se încurce, tu știi cât e Iona? Eu nu credeam, adică am zis, e, o să vină și o să ne jucăm acolo. Nu, s-a tras Iona cap-coadă 4 capitole, o oră, impecabil, frumos, cu microfoane, își dau provocări, o să vedeți în curând, cred că chiar săptămâna viitoare. Da, canalul e live. Sus, canalul e sus, da, de sâmbătă a trecut, a zis să nu... Deci există, da, Caragiale Challenge? Își dau challenge? Da, o să fie challenge, nu doar Caragiale Challenge, este literatura română challenge, în foarte scurt timp, Ochii Minții, o lăsăm și la liber, adică atenție, după ce începe nebunia asta, copiii pot să ne trimită la Ochii Minții, la contact arond Ochii Minții, ce lecturează ei, sau poate să-și pună la ei pe TikTok, important e, deci hashtag Ochii Minții, să citească, frate. Apropo de interpretările astea, care nu știi ce spui acolo, hai să citim mai întâi de așa și asta facem, plus niște noi produse care se numesc Spații Sonore, unde asculți o istorie a comunismului într-o variantă ca un film audio. Deci te uiți și auzi și e ca un film care se întâmplă în capul tău, în urechile tale. E o chestie nouă pentru România, nu există. Asta e definiția cititului. Nu, 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 nu. Adică cititul este un film care se întâmplă în pula asta, mea. Da, 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 păi nu, cititul ăsta. Dar nu, celălalt material este un material produs
foarte da, bine. Dar nu poți să te lasă așa relaxat, să treci tu prin toate așa. Mai nu, numai că încă, încă nu zic tot, nu că se desfășoară. Nu poți să lasă așa. Numai că se desfășoară, proiectul este ala long, înțelegi? E prietenul nostru. Păi și uite, acum, uite, liceele, au deja început niște licee să vrea să mergem cu teatru pe la ei, adică citesc actorii ceea ce au ei nevoie să dea examen la BAC. Da, și, da, și frumos. Înțeleg, e idee bună, pentru că e și în stradă, bună. Adică și o să fie la străzi deschise, înțeleg, o să vină, în loc să vezi numai ciudați, o să vină și oameni ăștia care, apropo, sunt niște oameni foarte mișto, actori foarte buni. Da, aia-s ciudați. Bă, sunt ciudați, unii care vând, nu știu. Ce, am înțeles. Nu știu. E, gata, mai am sunt gata, și unii gata, care îți scot din buzunar bani. Eu zic, dacă vrei să rup, să-l iei repede pe copilul ăla care a luat și nebun. Stă-mă, ăla e... Contractul e... Nu, mă, du-te și al pe copilul. Bă, au copii care pot să citească și vor să citească și ai să, o să râdeți. Deci am avut copii de clasa 11-a și mai mici, toți au zis, vrem să mai venim. Bă, le place să citească, asta e marea bucurie. Și un proiect pe care l-am făcut cu, cum să zic, cu nebunia mea, cu nebunia celorlalți, o să fie... Face și noi ceva bun, bă, frate, pe bune. Lăsăm și noi ceva chiar, bun, nu doar bun, să rup, băgăm mâna în buzunar la oameni. Ok. Auzi, cum ar fi copilul ăsta să-l angajeze după România o talent? Să-l angajeze Gold Corporation sau din asta purtător de cuvânt? Dar să fie o de aia profund, aia care chiar antițară la propriu, ceva, o de aia care taie păduri, cum îi chema pe aia? Pe austriecea sau ce era? Schmiglet, dar nu mai sunt. Am vândut business-ul Schmeigelhoff. Purtător de cuvânt pentru umbrimea separatistă, pentru aia care pentru lanțurile hoteliere cacă și la până. Nu știi, dar să nu-l angajeze vreun partid, asta mi-aș dori foarte mult. Dacă țineți minte cazul lui săracul unchiul Sapro, care a făcut acea piesă, România trezește-te, foarte bună. Așa. Și ea a început să se rostogolească la toate meeting-urile tuturor partidelor și sindicatelor. Săracul Sapro a încercat probabil ba să le ceară drepturi, ba să oprească, că el nu vrea să se asocieze cu ala. N-a mai putut opri tăvălugul, adică el singur nu avea cum, da, decât dacă venea cu armata, da, să oprească sindicatele să mai pună România trezește-te, că e foarte bună de... De ce n-a făcut cu România oprește-te, ca să fie... La România trezește-te e foarte bună pentru meeting. Exact ce trebuie. România, trezește-te, exact, a dat-o. Numai că, vezi, când săracu, a dat-o pe direcția asta, i-au furat-o, bă, i-au furat-o ăștia cu politica. Da, dacă poate să-ți pervertească intenția ta inițială. Săracu vrea să facă o piesă exact, care să pună alarmă, oamenii dimineață. Era ad literam. Era să România, trezește-te, gata, m-a trezit, la la muncă. Era să vrea săracu. N-avea ambiții de astea metaforice. România, treci în pat. Universul. România, România, culcă-te. România, culcă-te. Adormește-te. Da, asta zic. Deci atenție cu lucruri de genul ăsta, că sunt periculoase, că ți le iau ăștia care nu e bine să ți le ia. Te trezești că tu ai... Da. Ești din cameră. Continuăm discuția cu mai mare sau mai mică legătură. Hai să dăm la... Stai un pic, stai un pic. Păi da, asta zic. Ne-am divizat... Bă, mi se pare că s-a împărțit România în două în ultima săptămână cu foarte mult patos. Odată, în ceea ce îl privește pe copchilul ăsta săracul de la România au talent și pe de altă parte pe copchilul ăla săracul de la Eurovision. Bine, dar nu-i tocmai copil. E chiar copil. E copchil, mă, are 20 de ani, bă. E copchil. Are 19 ani cât are. Pă bună, e copchil. Uite-te și tu, copchil. Nu știu. Zici că i-a reușit implantul de păr lui Silviu Far ca lumea. Mă rog. Nu știu, adică mi se pare că arată ca cineva sub acoperire. Stai să facem. Deci vorbesc eu, îmi pare că în primul rând la știrea asta ce mă deranjează adică este pare că... deghizat. Deci vorbesc serios. Hai să vorbim de totuși fundamentul. Deci baza discuției trebuie să fie fundamentul, ca să zic așa. Bă, da. Ce căcat e Eurovision ăsta, bă, frate? Bă, cel mai bun... Ce căcat este această aglomerare? Ce a Eurovision ăla și dă într-un comentariu pe net, nu știu, aș dori să-l citesc pe individ, dar nu știu. Și era în engleză, era să-l traduc, era... Eurovisionul este olimpiada pentru handicapația industriei muzicale. Deci este... Nu prea ai voie să zici asta. Cum adică? Asta a zis omul disabled, de până... Da, dar în limba română nu se mai folosește cuvântul... Bine, reiau. Este olimpiada pentru persoane oameni cu disabilitate. Persoane cu nevoi speciale. Pe muzică. Muzicale, da. Dar, bă, prostie, adică cine se uită în afară de
cineva care chiar nu are treabă. Bă, se uită lumea. Bă, din bă, moment ce la Caterinca, frate. Din moment ce am să vorbim inclusiv noi, care nu suntem neapărat interesați de chestia asta, dar pe mine m-a deranjat altă treabă, adică... De prima oară în viața mea, eu am văzut o ediție cap-coadă. Deci sunt foarte în temă. Serios? Cap-coadă, bă. Wow. N-am mai văzut, cred, poate de când eram mic și se dădea drumul la televizor. Și ți-a plăcut? Lasă că ai văzut-o, ți-a plăcut? Nu, a vorbit foarte mult. A fost vreo piesă, vreo o melodie, nu, una. Bă, să știi, fiate, zici, aici. Zi, aia păi zi, dă informații. Pentru ucrainieni, da. Dacă nu mă înșelă, a venit un domn de culoare care a cântat o piesă rap și în engleză și în ucraineană, cred că am care văzut. Suna și era produsă da. Ca o piesă rap de duzină, nu, bun, nu ce... de aia care o remarci și ce bună e, că dacă cântă am pe înțeles, fundal... Dar de ce trebuie să existe un concurs ca domnul ăla să cânte piesa asta? Nu, nu zic că justific nu, zi, nu, nu te cer pe tine, stai mă, nu te cer pe tine, săracul Tudor. Nu, vreau nu, să, vreau să apări concursul, domnule, stai că... Stai așa un pic, bă, Dragoș, tu știi cum e cu festivalurile de publicitate? Că ai lucrat în publicitate. Știi că există agenții care fac spoturi special pentru festivalul de publicitate. Așa. Bine. Asta mă deranjează pe mine la Eurovision, că sunt niște oameni care fac piese special pentru Eurovision, bă. Deci să dă o metodologie acolo. Acum, că e cu norme de incluziune, că nu știu ce, pot să înțeleg așa, dar pe mine mă enervează foarte mult muzica pe rețetă și pe brief, dacă nu e pentru spot publicitar, ca să zic așa. Că nu e ca și cum. Da, da. Tu știi câtă muzică pe brief am făcut eu pentru tot felul de spoturi și branduri foarte mari comerciale. Da, ăla e scopul comercial clar și declarat. Dacă tu aici, în 1956, când a apărut Eurovisionul pentru prima dată, a apărut ca un fel de versiune a Olimpiadei, în sensul în care, uite, acum noi în 1956 facem acest concurs muzical la care vor participa toate țările Europei și se va șterge orice urmă de conflict și se va renunța la orice formă de politizare a unui act artistic. Stai mă un pic, că vreau să clarificăm o treabă. Erau și țările comuniste... Întrebare foarte bună. În Eurovision exact la început, nu cred. Nu erau. Păi nu erau, asta zic, era... Dacă ți minte... Mă rog. Știi ideea... melodia de la Eurovision, poți să o zici? Nu. Ba da, mă, aia clasică. Nu pot să o zic. În fine, nu cred că erau țările comuniste. Nu erau într-o primă instanță țările comuniste, ceea ce contravenea însăși dezideratului declarat. Pe asta zic, atenție la deziderat. Și doi, am văzut, a postat, a șeruit-o și Raul Gheba. Am văzut un documentar foarte bine făcut, de vreo 45 de minute, de un tip pe YouTube, despre politica din spatele Eurovisionului. Care e foarte clar, deși zic că nu au mesaj politic, este politică și branding de țară, de la un cap la altul, și politică și cu ghilimele, și fără ghilimele. Adică este... Și cumva e o muzică de-asta neapărat la cum. Bă, e muzica servită, boss. Este o formă mult mai rafinată, de fapt, și îmbrăcată și împachetată mult mai frumos, de artă de-asta prolet-cultistă. Știu că pare ciudat ce zic acum, fix așa e. Cu ce piesă a câștigat ABBA, grupul ABBA? Waterloo. Waterloo? Sunt aproape sigur că Waterloo. Deci o trupă suedeză a câștigat cu o piesă care conține un nume propriu a unei localități din Belgia? Asta înseamnă, boss, transculturalitate, inclusiv. Bă, era bună piesa, grupul ABBA n-ai ce să zice. Grupul ABBA e beton. Grupul ABBA grupul a ABBA, făcut să foarte zice. Puține piese proaste. Păi da. Spre deloc. Mai e vreo vedetă, vreo trupă adevărată care a mai cântat la Eurovision, în afară de, Iglesias, de Britney, ABBA, care Britney, a fost obligată. Maneskin, Maneskin aia. Dă-i mă-n pula mea, aia s-o caricatura ceea ce înseamnă muzica rock. Stai, hai să nu ne... Bă, nu zic că au... După aia au avut succes de public, asta mă refer. Că până probabil erau la început, nu? Reușita e relativă. Un cover făcut de Frankie Valli, care era da, normal. Un artist italian, mă rog, nu contează. Adică Eurovision era un fel de ciornă pentru viitorul artistic al unei trupe. Dar foarte puține Laba. Trupe au trecut de foarte, ciornă. Foarte puține trupe au trecut, da. Păi nu, că erau slabe. Păi nu, asta zic. Când au trecut pe curat, foarte puține au rezistat. Da, mă, nu, muzica e mizerabilă. Asta vreau să zic. E ce caută? Și de ce se face acest eveniment? Rușine. Păi da, senzația că este da. Olimpiada de consolare. Adică nu eu pentru... n-am văzut Daft Punk să participe din partea Franței și nici Chemical Brothers din partea... Sau Prodigy sau...
pendulum din partea Australiei, de-astea. N-am văzut. Bun, la Eurovision, la Australia. Și America, la Eurovision. America, Statele Unite ale Americii, la Eurovision. Știu eu, stai. Care e trupa aia de... într-un fel de metal care au botnițe de alea pe față. Rammstein. Cuțe, nu. La nemți. Rammstein pentru Germania nu, și mă, pentru America, Slipknot. Da, Slipknot. Aia ar fi. Sau Gor. Mai e o trupă, Gor, care să vină, și mai funny. Să vină Elton John din partea Angliei. Să cânte Elton John, să câștige toate punctele. Nu, ăla e de pe acolo. Să vină 15.000 de puncte. A, bă, care câteva piese care sunt. Tu te mă, de aici. A, bă, începem, bă, dragi. Era muzician, frate. Nu zic că nu cântă bine. Dar el... nu-i pe acolo, n-ai nicio legătură. Bă, piesele este sunt... al lumine, nicio treabă. Pe acolo. Aia adică... cu... Can't Stand It! Se numește prostia filmată la Monte Carlo. I'm Still Standing. Muzical este la fel de relevant ca David Bowie. O să fac această... O să susțin această idee. Este la fel sunt de relevant de ca David Bowie. Amândoi fiind relevanți în sensul ăsta. David Bowie bine... este relevant pentru muzică cum este... Mamă, din nou începem ușat cu adâncile nu lui cunoștințe. David Bowie. Bine că am zis trupele tale de scoțieni care cântă pe jos. Bă, David Bowie este un cântăreț ok. E un interpret. Este, da, deci dacă ar fi David Bowie e bun de Eurovision pe anumite piese. Unele piese sunt bune pentru că nu le-a făcut el. Ce, el făcea muzica? Da. Toate? Asta, compunea, asta da. E și toate? Care multe piese, compunea, da. Are multe piese pe care le-au cântat alții mai bine. Altceva, care, adică aia da, știu. Asta, aia da. Piesele au fost ale lui. Au fost produse și că cel mai de succes album al lui a fost produs tot de Nile Rodgers, săracul, care era de la formația Chic. Bă, nu merită hype-ul ăsta, David Bowie. Încetați! Ba da, merită. Pink Floyd la Eurovision. De plin merită. Cum ar fi să fie Pink Floyd? Băi, e o gașcă de oameni care susțin David Bowie și mai cine, că e o serie de lucruri, îți dai seama de hipsterismul oamenilor dacă le place așa. David Bowie. Cât te gândești tu, caută-te rog mult, băi, scena de la Eurovision. Caută Eurovision 2023. Nu știu ce glampi, nu-și glumesc. Nu, da, dar hai din, să ne întoarcem la copilul. Băi, ce vreau eu să zic, de Eurovision. Ce mi s-a mai părut mie complet ciudat este nivelul de producție care putea să fie liniștit. Nu știu, dacă vedeai asta la un concert, nu știu, asta e scena generală, dar după aia pentru fiecare asta parte... Asta e la Brăila. Dă înapoi. De la prima poză și dă-i next. La Piața Mare sau la Chef? Uite. Că? Cred că în Parcul Monument. Păi deci, scena, luminile, nivelul de producție putea să fie un concert al unui artist mare și nu ziceai nimic, frate. Hai mă că e mic, e o scenuță. E foarte puțin public de fapt ce vezi aici. Da mă, dar asta e o simulare. Nu e nimeni. Dă înapoi. Dar și concursul în sine. Deci, concursul simulează muzica și... Exact. Deci, și scena simulează bă, concertul. Nu este o Eurovision, este o cioacă. Uite aia cu mai multe forme are scenei acolo mai jos. Și asta a fost prințul Charles, regele Charles la Eurovision. A cântat la pian nevasta lui Will. Viitoarea regină, nu? Lui Will, regele. Deci cine a cântat? Prințul William, aia, Catherine, sau cum o cheamă? A cântat la... Da? Princess Kate. Bă, ce... Dar de ce? A cântat la pian în descriere. A fost familia regală. Bă, dar tot e popile aici, bă. Deci este popile, frate. Nu-i politic. Ok. Dă mai sus un pic, bă, băi, știi. Bă, dar nu mai trăiește regele Mihai, mă, că voiam să-l văd invitat la concert special. Aia. A, nu, sunt stage designs din 2010. Să-l aud eu pe dragul, maestate. Maestate care sunt libere. Da, asta e cu Eurovision. Mi s-a părut asta o discrepanță foarte mare între ce făceau aia pe scenă și cât efort și tehnologie și lumini. Lumini și becuri. E plină cheia de becuri. Becuri găsești, mă, încetați cu asta. Producție poate să-ți facă... prezintă Eurovision. Deci asta poate să-ți facă acum orice... semi-producător de audio din România. Becuri găsești, camere găsești, frate, la închiria la F64 găsești, la, am văzut că poți să și închiriezi, nu știam. Poți, tehnic poți să faci orice, dar
la IKEA, crezi că e produs la IKEA, cum închid din niște zone pentru plăcerea dumneavoastră, construim Eurovision. Aici se construiește Eurovision. O să scoate IKEA kituri. Fă-ți acasă propriul tău Eurovision. Asta nu e rău. Să știi kitul. Suedia și câștigat, au și motiv acum. Da, exact. Și am dat-o bine. A doua oară. Bine, ci că e jment tocmai ca să fie 50 de ani de la ABBA. Dar cum o cheamă? Melvin. Nu știu, e... Zvling la la. Bă, totuși Eurovisionul, hai să stabilim un lucru. Este clar pentru oameni care nu au nimic de făcut. Nu că aș zice că la televizor da. Te emisiune sunt pentru oameni care au ceva de făcut. Nu. La mine norocul a fost că m-a prins o perioadă mai fără bani și trebuia să stau acasă. Mai bani te uiți la Eurovision. Dar în ce zi a fost? A? Deci asta vreau să zic. Că Eurovision e genul de emisiune care ar trebui să fie joi pe la 4 după amiază. Da, da, știi? În, care să se bată cu alea prețul de la Antena 1, alea, înțelegi? De la... Lei de viață. Dar bine, păstrăm acești 78 lei pentru mine și ne uităm la Eurovision. Păi cum zicea Titir că inima rea, bă, sunt noapte furtunoasă. Când ziceau cu coale că vor să ducă la comediile alea nemțești. Mută banii din buzunarul drept în buzunarul stâng și zici că te-ai dus. Te avem și Noaptea Furtunoasă, teatru videofonic la ochii minții. Și apropo, mai, da. Mai e interesant. Subscribe. Că doza de luat în serios a ora de acolo. Că și sunt conștienți, de aici sunt conștienți că e o panoramă. La de performer concurs. Sau la juriu și alea? Toată lumea implicată. Da, mă, îi acordă suficient de multă importanță cumva cât să mențină totuși un nivel de importanță, dar își dau seama că e o pușcărie de... Cel mai funny mi s-a părut când am văzut... E pe banii statului, bă, orice lucru făcut de state... Statelor! E pe banii statului. Deci orice lucru făcut pe banii statului arată așa și sună așa. Mi se pare foarte tare cum Zdub și Zdub, care au început hardcore moldovenesc, Zdub îi bate stare, asta, hardcore, distort pe chitări, pula mea, 20 de ani mai târziu, Trenulețul. Yes, a fost când? Anul trecut, da. Probabil. Trenulețul unificator. Noi cântăm, frații noștri români, Trenulețul, te ia din Dubăsar, te duce la Galați. Trenulețul. Yes, yes, yes. Pula mea! Nu mai e ce era. E funny, nu mai e. E funny. Dar da, nu mai e cu hardcore. Da. Tu îți dai seama cum ar fi Biugi Mafia? Stocolmul petrece toată noaptea. Nu, nu. Toată ziua, nu e noaptea. Asta e diferența. Mă, toată ziua. Toată ziua. Toată ziua. Noaptea la culcare, văd, dormim frumos. Păi nu, că acolo nu, toată seara un pic. Toată seara deci, și mai merge la culcare. Nu, toată ziua și un pic pe seară. Asta deci, vreau să zic. Nu, toată ziua nu, că nu, toată ziua se muncește. Stocolmul muncește! După aia vine, Stockholmul petrece un pic seara și după aia merge la culcare și dormim ca să ne sculăm dimineața, ca să muncem în fabrici și usine. Și acum preia un chiusapro. Stockholm, trezește-te! E fiice. Stockholm, trezește-te! Trei repori acolo, nu știu, colaborează, nu știu, nu mă bag. Mă mâncați. Da, notabil, deci ce a fost notabil? A fost un Hitler în roz, unul care era efectiv îmbrăcat în Hitler. Bine, la piesa nu era... Suna Hitler. Da, dar nu e ce ar fi cântat Hitler la Eurovision. Da, să mori eu de ce. Springtime for Hitler. Springtime for Hitler. And cum era? In Germany. In Germany. Don't be stupid, be smarty, come and join the Nazi party. Asta e din The Producers, nu, yeah. Nu sunt ideile lui Dragoș. Pink a fost Hitler. Cineva care le-a făcut înainte. Deci tu, Croatia. Ia uite. Deci, e foarte prost. Am exagerat, n-am exagerat. Nu, dar e foarte prost. Mie nu mi se pare un Hitler roz, cât mai mult un Freddie Mercury îmbrăcat nazist. Social-naționalist. Bă, dar ce prostie. Da. Bă, e foarte prost. Foarte prost și piața foarte mare. Era un fel de... Dar ce idee idiotă. Da. Era ca o melodie de copii, cânta ca o melodie de copii. Cici, Ricci, Cea-cea. Nu ăla, a fost Finlanda. E de Finlanda Eurovision. Păi dacă l-am văzut... La ochii minții nu te-ai uitat, te-ai uitat la Eurovision. Era un fel de obsedat sexual cringe. Deci un obsedat sexual de care ți era rușine. Da, asta, dar nu ce felul cântec de copii ar putut să fie? Nazistul, nazii, înființează scazii. Ce pula mea? Ăsta era. Ia, dă-i mai multe poze. Da, mamă, deci asta totuși... zici că e variantă refuzată de la Shatra Benz în pula de clip. E rău de tot. Asta a fost favorita, asta e și pe 2.
Deci ăsta transpira la final, în finală. Ăsta a venit să câștige, nu vezi că ăsta e rău, mă. A ieșit. A venit să n-a ieșit el pe primul, ăsta e rău, mă. N-a ieșit doamna aia. Vrea să fie Norvegia. Trapper. Din Suedia. Nu, Suedia a câștigat, Lorin. Suedia pe locul 2 a fost, n-a fost aia cu care a cântat piesa aia. Nu, ia de înapoi. Ce știu ăștia Eurovision? Nu, mă încățești, mă simt depășit de discuție, să-mi bat pula. De înapoi, doamna e mai jos, doamna care a câștigat, ia. Da, asta e Lorin. Lorin, așa. Așa. Lorin Salam. Unghiile astea. Lorin Salam. Lorin Salam, furtună. A doua oară a câștigat, e a doua oară când câștigă. Și pe doi și... E fata aia trans? Nu. Cea din Israel, nu. Nu. Aia care nu, e Dana Internațională. Dana... Conchita Wurst e Conchita pe... Wurst. Wurst. Wurst e pe... Asta nu. A fost și ea pe aproape. A luat foarte puțin la votul publicului asta. Ce știi? Nu, nu, la critici a luat puțin, la public a luat mult. Dar e simpăticuță. Și... Normal. Da, e, mamă, deci a zis votul publicului care și cum am spune, la votul calului, așa, și a venit la votul publicului, la Bush Dușbal. Nu, da. Pula mea. Deci o porcărie, au fost mulți tinerei din ăștia cu muși dezbrăcați sau semi-dezbrăcați, mai multe țări au avut formatul ăsta. Nu e ăsta. Ok, adică nu e ok, noi nu putem să votăm niște... să ieșim din Eurovision, niște... adică eu ca cetățean, doar o secundă, eu ca cetățean, eu ca cetățean vreau să votăm împotriva prezenței României la Eurovision, nu avem... dar nu e cazul să partim, nu e nevoie, nu ajută la nimic. În Băicoi nu ajută la nimic, frate, n-ajută pe nimeni. Nu ajută la nimic, la Jucu, nu ajută în Jucu. Participarea României la Eurovision nu ajută pe nimeni. Dar eu zic să trimite și acolo poezie patriotică, poate merge. Păi mai degrabă, da. Ăla mic. Și la aia să stai cu micu, exact. Pe Metereze. Da. Norwich. Norwich. Stay on Metereze. Dacă fie așa. Sweden. Stay on Metereze. Oricum, UK. Stay on Metereze. Oricum, copilul ăla va fi cunoscut de acum încolo de Metereze. Metereze. Așa. Dă înapoi la Mierușine. Nici eu nu știu exact ce-s Metereze. Dă înapoi la unde scrie Mierușine. Așa. Așa. Bun. Și lăsând astea la o parte, lăsând toate astea la o parte și ridicolul concursului Eurovision și nu știu, care pentru unii oameni se pare că e important. Respectăm această chestie. Da, e important de 400 de... Nu contează. Lăsând chestia asta la o parte, de când pula mea, mă, uitându-mă la știrea asta, de când pula mea este un garant al calității audiovizuale Dan Negru, mă, mâncați așa. Și trecut tot începe să ne spună cum era școala pe vremuri. Cum a decăzut televiziunea? Păi a decăzut televiziunea când? În momentul în care făceai și tu, te pui cu blondele. Ce pula mea e asta, mă, mâncați așa? Bă, am eu un prieten care a zis, bă, curva la bătrânețe vrea să-l ai mama pe Iisus. Fix. Un prieten? Da, un prieten bun. Da, îl știi și tu. Cine ești prieten cu călugări? Nu. Ce? Un băiat deștept. Unul care vorbește în pilde. I-am văzut un titlu. Dă mai jos că... Eu vreau să zic că România nu s-a calificat la acest concurs de clovni. Deci a aratat calificarea. Deci. Angel Damian și-a lăsat... Nu mă lasă, mă! Nu trebuie să citim aia. Nu trebuie să citim, este un titlu de fabulos. Dă mai sus atunci. Dă titlu, frate. Angel, nu știu cine e Angel Damian, și-a lăsat iubita însărcinată în mașină și-a intrat Lia Bugnan în casă. Care este legătura între evenimente, vă rog? Deci nu, serios. Nu, să aflăm. Nu, că știm personajele, nu personajele. Stai așa. Deci Angel Damian și-a lăsat iubita însărcinată în mașină și a intrat la Lia Bugnar în casă. Cum? Când? Deci atent. Deci nu. Trebuie să înțeleg. Vreau să înțelegem. Nu, mă, nu. S-a reprodus în fața casei. Atâta s-a discutat chestia asta. Nu, explică-mi, eu nu înțeleg gramatical. Angel Damian este băiatul care a fost combinat. Da, mă, lasă asta, știu acum. Știm personajele. Știu, dar eu nu înțeleg propoziția. Eu gramatical analizez. Nu am treabă cu personajele. Că și-a lăsat iubita. Acum ai înțeles? Prostești, vă, dragoste. Dar care este informația? Că și-a lăsat iubita I-a crezut că a însărcinat-o în mașină și a intrat în după casă. După ce publicație ai citit-o acum, titlul ăsta? Băi, am crezut așa, deci după titlul cancan. Gramatic. Păi da, gramatical vorbind, poate să însemne așa, că și-a lăsat iubita însărcinată în mașină, deci și-a lăsat, a însărcinat-o în mașină și a intrat la Lia Bugnar. Eu asta am înțeles. Și-a lăsat iubita însărcinată în mașină, adică acolo a însărcinat-o. Și păi a intrat la Lia Bugnar, așa în casă. Eu asta mi-am închipuit, eu inițial așa, nu eu așa mi-am imaginat. Nu? Eu de acolo am plecat.
Nu așa acum, că... Acum am dat seama de, că de, nu ce, e... de ce vrea să zică cu adevărat. Știu că dacă s-au reprodus păi asta zic, nu? Pe asta zic. Și a intrat în casă. Asta zic. Dar problema era de unde știa că a lăsat-o atunci însărcinată. E ca sărutul înainte să te lase acasă. Da. Doar că a lăsat-o însărcinată. Păi, da, problema e așa că la însărcinare nu știi când se fecundează ovulul. Ca să fie, știi, oricând... Adică n-ai cum să știi precis deci când... Eu asta am înțeles. Tu ești mărmurit de incongruența biologică din... Da, mă, gramatical și biologic. Eu am uite și tu doar la fel. Fiecare și la fel. Păi nu am înțeles exact asta, că a lăsat-o însărcinată. Așa și a lăsat-o însărcinată, a însărcinat-o practic și pe aia s-a curățat și s-a dus la Elia Bugnar în casă. Da, asta am înțeles. Dar de ce... Dar după aia mi-a dat seama că dar de ce trebuia să se ducă... În fața casei lui Lea Bugnar ca să-l lasă însărcinată. Sau răzbunare, că nu așa pare, știi? Aici o las însărcinată pe asta mică. Și aici... într-o casă după aia. Exact. Nu pot să stau să mă mai plimb pe parc. Tu du-te acasă, s-au lăsat-o să-l aștept. Adică nu-mi dau... Deci e un lanț de lucruri complet neobișnuite în care par, dați zis, semnul unei răzbunări. Uite, foarte titlul, nasoale, înțelegi? Titlul de știre care are cel puțin și... la fel de multă logică este Dragoș Mușat n-a lăsat pe nimeni însărcinat, după care s-a dus să joace Pac-Man. Deci mie mi se pare că... Da, să zicem, dar fel. Se mai poate interpreta și altfel. Că el a lăsat-o însărcinată în mașină și a intrat la Lia Bugnar în casă ca să o supere pe aia pe care a lăsat-o însărcinată. Înțelegi? Poate dar că și pe Lia Bugnar înțelegi? În același timp. Și a lăsat-o, numai că ea trebuia să știe că a lăsat-o însărcinată. Aici e dilema. Cum i-a zis? Gata, te-a lăsat însărcinată. Acum mă duc la Lia Bugnar în casă ca tu să... Înțelegi? Deci gramatical... Abonat, se zicea la Brăila. Da, da, da. Abonat. Te-am adăugat la prieteni. Hai să închidem asta repede. Ia, deci te-ai înțeles la fel. Reacție dură. Ia să vedem. Eu. Nu, am avut. A, asta e aia. Fără poze. Ia. Dar nu, a, vreau să... Era ceva bun și acolo. După aia. E bă, așa. În primul rând, trecând da, peste faptul că pentru noi este total irelevant Eurovision. Deci da. Este... tot ce complet irelevant. Dacă mă prinde cu bani anul viitor, sigur nu mă mai prinde acasă. Doamne, de să fac bani până anul viitor și pus să pus în oraș când e Eurovision la televizor. Bă, dar nu putea să fie... Bă, știu, bă, olimpiada de matematică vineri seara. Ar fi mult mai de folos. Dom'le, România participă la olimpiada de matematică să fie vineri seara. Ar fi mult mai de folos, chiar dacă s-ar uita un număr de oameni, bă, ar fi mai bine pentru țară. Deci... seara? Nu, n-ar fi mai bine. Bă, decât Eurovision, mie ar fi... Cum a comentat BBC. Dar ce ciudat BBC. Ar fi să se îmbrace ea la Olimpiada de Matematică ca la Eurovision. Se poate ca să intimide... Nu, nu, nu poți să ți... Chiar poți să ți intimidezi adversarul la Olimpiada, la matematică? Da, nu. Cum am povestit eu la șah, la concursul național de șah, când am luat penultimul loc pe țară. Ia, uite și pe bine în sumă la pătrat. Se intimidau, își luau anumite chestii și făceau mutră și alea. Asta mă întreb, la matematică, când intri la olimpiadă, poți să intimidezi? Adică, nu, bă, ar fi mișto. Ridic, vino spre mine. Știi? Dacă ar fi olimpiada România-SUA, știi? Vină, mă, să le dăm... Nu, mă, n-a cap așa, știi? Și acum, lotul, vină, mă, către mine! Lotul României, dă-mă cu capul! Lotul, dă-mă să dăm! Aia, mă, când se întâlnesc înainte de luptă, înțelegi? Și acum, dă-mă, lotul României! La cântare oficial! La cântare oficial la olimpiada de matematică! Exact! La cântare oficial, reprezentantul României, și-a la Mercizio, ne întâlnim, las, vezi tu acum! Și acum, să lăsăm, să... Și acum, gata, în bancă! Scoateți pixurile la... și compasurile. Campionul României la algebră l-a mușcat de ureche. Candidatul izraelian. Asta zic. Politic, da? Doamne, dar ia uite, mă, deci da, să te cum, duci... cum comenta, stați așa, cum a comentat BBC-ul prezența României la Eurovision. Este o scenă neobișnuită. Îl vezi pe cântărețul român Teodor Andrei prins pe podea, cu chitara între picioare într-o mare de roșu. Fundalul se schimbă apoi în șuvoaie de lavă. Teodor Andrei poartă un alt costum roz, dar de data aceasta cu pantaloni scurți. Nu ne-am dat seama că sunt la modă.
apare o femeie uriașă, asemănătoare unei păpuși pe ecranul din fundal, care apoi aleargă pe scenă într-un costum mulat auriu și lunge cu vopsea neagră pe piept. Sperăm să le iasă. Bine, yeah, BBC, îți dai seama. Da, 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 mă, lasă, BBC și în general țările astea mai mari, astea foarte occidentale, care sunt însă și epitomia occidentală, de fiecare dată când da, aici vine e răutate, o țară de-asta, da, din Balcan sau din fostul bloc comunist, încep să aibă tot felul de comentarii de-astea condescendente și ne ia la pulă, inclusiv da, băiatul ăla, nu James Corden ăla, care are... Ia uite mă, are late night show-ul ăla pe BBC America, da, 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 vin toți aia mereu cum da, neapărat da, cheamă. A prezentat Eurovisionul. A prezentat Eurovisionul și când a venit România, pe, cred că chiar la Cezar Oatu, nu mă așteptam să aibă așa un act care să fie în spiritul incluziunii și pula mea. Adică da, mă, primitivi ăștia au început să înțeleagă trendurile astea și dacă venea progresiste occidentale. Ia mai duceți-vă în păi pula da, mea. Mă. Și dacă venea unul exact ca ăsta îmbrăcat și tot cu lavă, dar era, dar era englez. Da. Wow, deci o desfășurare impresionantă a scenografiei. Iar englezii au avut nici nu mai știu. Cam adormit intermitent. Numai, asta... S-a terminat la două dimineața, oricum, Eurovisionul. Plus că, apropo... Vorbesc serios. Normal că a început pe ora Angliei la 8, ceea ce a însemnat 10 ore a României și durează 4 ore. Și lăsând asta la o parte... deci am adormit, oricum, am adormit prin niște reprezentații. Deci, lăsând asta la o parte, pula mea, mai e și legea care zice că astea... țările astea alese de chosen ones, ăștia sunt să califică a priori, adică din oficiu. Păi sunt oricum niște... a fost seară gazda Anglia. Nu e vorba de asta, sunt câteva țări, Anglia, Franța, Danemarca, nu mai știu care pula mea să par. Că n-a putut să găzduiască Ucraina. Că a câștigat da, Ucraina anul trecut. Hai să vedem bătut cu un șarpe, te rog. Nu, hai să stai un pic, că vreau să am o chestie de zis legată de băiatul ăsta. Deci băiatul ăsta, Teodor Andrei, a avut o zi proastă. Efectiv, l-a prins pe ieși pisca neagră în cale, nu știu. Cum adică a avut o zi proastă? A avut o zi nu, foarte proastă. Am o explicație. A călcat pe canalizarea cu 3 găuri în loc de aia cu 4 găuri. Gata. Asta este, da. A călcat... Deci pe Abbey Road, dacă calci pe canalizare cu 3 găuri, ghinion. Dacă calci pe canalizare cu 4, ai noroc. Da, și el n-a fost atent. N-a fost atent, a călcat pe canalizare cu 3 găuri. Pe Abbey Road. Asta e. A avut o zi proastă. A avut o pârnaie de reprezentație că toate comentariile la adresa băiatului ăsta n-au fost legate de reprezentație, au fost legate de felul cum se îmbracă. Mi-e super simpatic. Și, da, e super simpatic. Asta, unul la nimic cu el. Și doi, că li se pare că e outfit-ul super efeminat și nu știu ce. Dar mai fost un îmbrăcat așa. Dar stai mai spectacol, adică pe bune. Deci fii atent. Deci când e ăla micu... Așa, știi, da, ca la gata, școală. Conservator. Așa, gata, da, așa, știi. Gata, mă, să mă așa, conservator, când gata, apare trebuie ăsta. Trebuie și un conservator în emisiunea asta. Băi, deci când apare ăla îmbrăcat așa, gata. Că o rușine. O rușine, da, la adresa nu, că așa e bine naționale, să fie cu papel. Hai, frate. Da. Bă, exact invers ar trebui să fie, frate. Noi toți oamenii ăștia cu mințile la ei, sănătoși la cap, am stat și am croșetat și am pus cărămidă cu cărămidă la identitatea națională, pe care a venit un băiat în pantalon scurs roz. Și s-a pișat pe identitatea noastră, da, noastră. Pe tot ce am construit exact, noi ani de zile, eu pe metereze, cu copii care recită, cu copii de 7 ani care recită în costumaș. În loc să vină unul în port național. Exact, mă. Exact, că e frumos, e frumos, da, și străinilor le place ce port național. Normal. Port național Gucci. Eventual călușar. Călușar. Sau măcar bâtă de călușar să aibă. Să aibă fanion de la... Sau dildo de călușar. Da. Acum... Na. Da, așa trebuie o să fie. La călușar există dildo. La călușarii... Da. Dar de ce aș râde? Nu, n-ai râde, pentru că... Adică de ce aș râde? Și povestea ta îmi spui călușar. Ia uite, au dildo. Mai zi o dată. Ai râde. Ha, ha, ha. Aș râde. Uite, am râs. Uite. Da. Dar de ce aș râde? Tu știi care e, de fapt, care e faza cu dansul, da, călușarilor, nu? Da, că probabil că fertilității și fertilității stai un pic, se fute pământul. Exact, stați să vă explic. A făcut și Marina Abramovici. Stați un pic să vă explic. Cumva dacă vă uitați în primul Moromeții, puteți să vedeți asta, că cheamă bălosul care avea bani, cheamă călușarii. De ce chema călușarii? Ca să vină vătaful de călușar care era mutu, care sub fusta lui de grâu, aia reprezentând sămânța, are o pulă de lemn cu care călușarul ăsta, vătaful la un moment dat, când zică ea, ia uzi una, ia uzi două. Penis, te rog. Pulă de lemn.
în momentul în care călușarii zic iau zona, iau două, mutu, se duce și fute pământul ca să fie pământul fertil să facă grâu. E foarte simplu, un dans al fertilității. Dar stai, stai o secundă. Dar ce vrei să fii? Un dans bionic al digitalizării? Dom'le, e dansul digitalizării. Normal că ce se, să facă străbunii, să avem străbunii noștri? Eu nu sunt de acord să avem călușar, pentru că nu merită pământ străin. Să fie bătut de mătărânga fertilă românească. Între ghilimele. Solul suedez futut de nu mătărânga merită. De pe metereze. Nu merită pământul. Aici să facem alora. Să batem pământul aici în țara noastră pe metereze cu papion. Pământul vinidurilor. Nu merită alora. Solul norvegian metereza română. Da. Românească. Nu te duci cu metereza Norvegia. Nu. Metereza trebuie să rămână aici. Artificial făcut din pal de la IKEA nu merită să fie bătut. Gata, mă voi poziționa conservator de acum, gata. Foarte bine. Da. Fă-ți propriul plug. Hai să vedem. Am avut la revista Kamikaze, chiar vreau să trag atenția. Stai să zic. Vreau să zic ceva, atenție. Lasă-l. Nu, chiar vreau să zic o chestie importantă legat de limbismul din România. Ca să vedeți totuși cât de departe se merge în această industrie comercială românească, de căcat, aș denumi eu. Am făcut și eu o serie în revista Kamikaze, revista liberă, independentă, de umor. Și aveam eu o rubrică obiecte de la IKEA. Mult înainte, nu știu, s-au mai făcut după aia. Da. Era cozonac de la IKEA, tot fel de idioții, bine scrise cozonac, cu umlaut, da. Cu aleanțe. Și am propus consumatorilor produsul Stromeleac Eliberator, ceva de genul ăsta. Și era desenul următor. Dacă în timp ce asamblezi materiale IKEA, ți se scurge penisul între două scânduri mari, era acest Eliberator Penis Stromeleac Eliberator. Și problema e următoarea. Eu am făcut aceasta cu desenul frumos cu domnul ăla de la IKEA, cu penisul, cu săgetuțe, da, exact, cu măsurători, cu cât e cât era diametru, în fine, nu mai știu cât era. A, era 25. La așa, între scândurile la 25. Băi, o agenție, nu știu cine, agenție de media sau ceva de genul, a sunat la revistă și a interzis glumele mele cu IKEA că nu vom mai da publicitate la tot, nu la IKEA nu vă mai dăm. Nu vă mai dăm publicitate și nu o să mai pupați publicitate. Și vreau să anunț în premieră un lucru de acum 10 ani. Rubrica mea de obiecte de la IKEA, foarte mișto, creativă, a fost cenzurată, bă, de cârnații din publicitate. Păi da, mă, normal, e corporație. Canceluit de niște golani, niște golani, dar nu IKEA. Ba da, IKEA, boss. Bine, IKEA și golanii care... Bă, nu e ok. Impun căcaturile astea. Bă, dar nu e ok. Au suficient de mulți bani ca să impună genul ăsta de mizerii. Deci Tetelu a fost cenzurat cu penis, Stromeleac. Ia să cred că e pe net. Caută cât vorbim de asta. Da, caută. Bătut cu un șarpe, piton în paranteză, în mijlocul străzii. Șarpele a fost folosit ca armă de atac. Agresorul a ajuns după gratii pentru că a provocat suferințe inutile unui animal. Asta voiam să zic, nu e abuz asupra animalului. A murit șarpele. Adică ca bă, să... Bă, nu trebuia să-mi zici asta. Da. Bruz, nu mă mai distrează știrea asta. Nu, închid eu, nu vreau să vorbesc despre asta. Nu, gata, m-ai întristat. Nu, vorbesc serios acum. Mai bine nu ziceai. Că a murit șarpele? Da, trebuia să zic că e bine? E parte din viață. Locuiește la o fermă? E parte din viață. S-a dus să bată îngerii în rai? Nu știu, nu vreau. Nu, mai și culmea, în Canada s-a întâmplat, nu te aștepta. Ba, tocmai în Canada m-aș aștepta. Că e frig acolo totuși. Păi la cât da iurea oar canadienii în ultima vreme, trebuie să mai defuleze și ei pe undeva. Unde defuleze? În bătăi cu pitoni între oameni. Are sens perfect ca știrea asta să fie din Canada. Dar nu e ok să bați oameni cu animale. Nu. Nu e ok să bați animale, nu e ok să bați oameni și nu e ok să bați oameni cu animale și nici animale cu oameni. Dar poți să bați om cu om? Bă, așa aș putea să știi mai înțeleg. Că nu mai, bătaie, nici așa. Nu mai zic ce, că există o anumită bătaie cu copiii. Se bate cu copilul, dacă știți.
Da, da, așa să dai cu cred că știm despre ce vorbești. Să le cu babuia, să dai cu babuiaș într-o capră, nu e ok. Să bați capra cu babuiaș. Nu e ok nici așa. Nu găsesc, o să caut, eu trebuie să caut în arhivele. Da, mă mir că n-ai găsit. Nu ți-am zis că eu am și o traumă. Păi greu, caută tu Ikea Ștromeleac Kamikaze. Ce să-ți dea? Păi dar era pe net. Au dat jos de pe net. Nu cred că pe net a rămas. Nu ți-am zis când eram mic, eu oricum am o traumă de când am omorât gânsacul? Ba da. Am povestit. Până. Mă rog, să aveam, știi, mușacul, gânsacul care te ciupea de Ștromeleac? De Ștromeleac. Și a dat Gicu un picior și a murit gânsacul? Da, și a murit gânsacul. Și de atunci am așa un sentiment de vină, dar atunci, lasă-mă, nu, mă întristează știrea asta, altceva. Hai să revenim la Eurovision, mai vesel. Uite, bă, mai avem o ultimă știre, cred, în asta, nu? În calupul ăsta? Da. A, și două, trei poze. De câți bani e nevoie pentru ca cineva să fie considerat bogat în România, dar în Monaco sau în SUA? Tu ziceai, Boșa, că tu ai venit cu, cu știrea asta. Ia să vedem. Da. La Monaco... Băi, mai... în primul rând, Bunșat a ales o știre, noi nu suntem în target. La Monaco 12,4 milioane trebuie ca să fii bogat. Nu ne calificăm. No. Semnificativ este... A zis o colegă de-a noastră că ea, nu, ea în toate clasamentele e săracă și mi s-a părut funny. Semnificativ este pragul pentru cei 1% mai mic. Era. 6 milioane. Semnificativ mai scăzut, dar încă ridicat este pragul pentru cei 1% cei mai bogați din Elveția, 6,6 milioane. Stai, aici e ceva totuși care, deci 1% cei mai bogați din Elveția nu au 6 milioane, tat. 6 milioane am eu dacă mă duc în Elveția. Deci cum intru în Elveția? Deci eu dacă intru în Elveția am 6 milioane. Țara aia, țara de oameni bogați. 1% din, e un miliard de frate. Deci aia cu 6 milioane sunt scuipați, deci așa. Înțelegi? Deci înțelegi, când ai 6 milioane în Elveția, scuze, era trebuie să reprezint 6 graf. Milioane am dat pe casca aia. Să le-i vechi. Serios. Și Australia, 5,5. Bă, în Australia cred că sunt mulți canguri și câți bogați. Bă, câți bogați sunt în Australia? Adică din ce să faci bani în Australia? Unul care are mina de smaralde, unul care are o mină de cupru, ăla unul, cu mina de canguri, ăla care face cozonac de canguri, mai e un surfer, mai e Kylie Minogue, AC/DC, AC/DC și Nicky Cave. Pendulum. Așa și rest n-ai de unde să ai să fii multimiliardar acolo. N-ai cum decât dacă ești ai oi. Charlize Theron. Adică nu sunt ca în Elveția, știi? Deci 5 milioane e ok. Deci 5 milioane e ok. Dar uite, în Filipine îți trebuie doar 57.000. Charlize Theron nu e din Africa de Sud? Ba da. Baboia zice ceva. Bun. S-a trecut. Și vorbește africans. Da. Eu și un vorbeam mai și unde? De Filipine 57.000 trebuie, cu cât te duci mai jos? Pe asta zic, deci hai să ajungem mai la oameni. Sunt țări bun, din alea, hai să ajungem la oameni. Sunt țări din alea africane unde trebuie 5 mere. Deci în Filipine, stai așa. Sunt unele orașe din Canada în care tot ce trebuie un pitor. Băi, măsoară în fructe. Stai, 57.000 de dolari, e mult sau puțin? Ca să fii 1% Filipine. Pentru mine e foarte mult. Filipine sunt atât de săraci că nu cred că ești mulți. Păi uite, așa scrie acolo, negru pe alb. Dar e mult 57.000 de dolari? Nu. Dar păi cum se calculează? Să ai în buzunar? Nu. Sau în case, pământuri, blamogor? Case de vacanță la Ciupita. Sau unde? Ciuta. Ciupita. Da. La Vărsata. E Vărsătura, să știți. În Brăila e locul. În Vărsătura au bogații din Brăila casă. În Brăila și Lărguța. Și în România cât trebuie să ai oare? Pe asta e. La vreo 3-4 milioane. Pe chiar cât înseamnă să fii nu bogat? Ba da, bogat în România înseamnă milionul, cred că la noi. La noi cred că suntem încă la milion. Milionul e... Un milion? Un milion. Sunt la 995.000 intri? Nu. Nu. Bă, eu cred că noi suntem pe la 3-4 milioane, sincer. 1% din populație? Păi populația 18 milioane. Păi oficial, știți câți milionari sunt în România? Mii. Nu. Mii. Îți zic exact că am vrut eu să sunt fac mii o cam... sau zeci de mii, nu mai știu. Îți spun, sunt 16.000 sau erau acum câțiva. Acum... Da. Bine, acum câțiva, într-adevăr. 16.000. Da, când calculezi asta, te-ai cu tot cu asset-uri. Chiar și cu tot, ce oraș? Adică cu terenuri, ce oraș? Case, ce anume?
Ce oraș are 16.000 de locuitori? Băi, poți să cauți tu? Monaco. Deci Gura Mărului. Deci dacă s-ar aduna... Gura Mărului are 16.000? Și Țăndăriu la fel. Da. Dacă s-ar aduna toți milionari într-un singur oraș, ar fi... Bă, e ceva. Îți dai seama să oprești în Gura Mărului să rămâi fără benzină? Când la acolo la pompă e, îți dă numai din aia scumpă. Cum se numește băboia aia scumpă? De la OMV. Nu știu, dar nu era OMV, la Moli aia. Care e cea mai scumpă de concurs? Știu? Are super. La Moli, mă. Are ea e de 100. Ea e de 100 Racing. Și cât costă? 12 lei. Nu, nu, nu. Spre 20 de lei. Am pus eu odată, nu înțelegeam. 12-13 lei litru. Și mergea mai bine mașina. E, mergea pe dracu. Racing, erai pe Racing? Racing, dar asta zic, dacă Racing. Îți dai seama, dacă rămâi fără, deci fără benzină, în, să zicem, Gura Humorului de milionari. E nasol, știi, te duci la Mac, un burger 1000 de lei. Exact. Astăzi, băi, ce mă enervează chestia asta? Nu știu cine critica. Dacă a făcut nu știu cine burger cu foiță de aur. Așa, și foarte bine că a făcut, care e problema? Da. N-are niciun gust. Dar eu am nu. N-are niciun gust. Nu, asta vreau să întreb. Dacă e un pic de vegetar. Stai, mă, să zic. E asta vreau să întreb. Eu nu știu cum e. Mănânci aurul ăla? Lasă-l, dă-i la o parte. E comestibil. Să mănânci, mă, aur. Dar nu e aur. Frate, eu nu mănânc aur, brânză e cu cârnați, cu cola noaptea și nu e bine. Dacă mai bag și eu un aur... Mamă, am adevărul care are dreptate, Mușa, că într-o seară n-am fost atent și... Iei muștar cu aur. Ziceam că mănânc alune și am băgat niște safire de-astea pe... Asta zic, de merdenele cu aur. Bă, adică nu știu, mai bag și aurul ăla în tine? Bă, bun, acum, serios. Să mănânce voi de aur. Pe asta zic. Bobati cu perle. Perle. Bă, cât aur poți să mănânci și să nu ți se facă rău? Nu știu. Plus că cât aur e în... Dar îmi vine bă, un challenge. Mie de la jumătate de kil în sus de aur, așa mi se vrei cam aplă. Vrei să cumpărăm foiță de aur să vedem cât poți să mănânci? Da, și să pune... Fii atent, știu. Pune foiță de aur pe berile de boschetari. Simt nevoia să tai greața cu niște aluminiu, că altfel mi s-a pleacă, foarte. Asta zic, aurul, bă, dar nu-ți cauzează la stomac. Te duci la dacă e alb, știi, ca la vin. E mai ușor ăla alb și poți să-l faci spriț. Și te duci la farmacie, doamne, aș dori ceva pentru stomac. Ați ieșit moale? Da, ce ați mâncat? Aur. Zic că tu te pula mea că nu e ok. Bași niște cărbune. Domnule, aur. Băi, e unul care... Nu, acum, serios, deci... Când te caci, te caci aur. te caci... Nu, da, nu mai duce gâsca, în zona ești asta. Ești ca gâsca care face ouă de aur, doar că... Dar știți cum mi s-a întâmplat mie? Stai, vă zic eu una foarte tare. Și asta e chiar adevărată. Într-o zi am fost la toaletă. Recunosc, fac și treaba asta. Ok, sunt bun, fac platforme pentru tine, ajut omenirea. Dar merg și la baie, merg la toaletă, fac corect chestia asta, ca orice cetățean, dracu, sunt cetățean. Am dreptul ăsta ca cetățean să merg la toaletă. Așa. Și într-o zi am fost la toaletă, am terminat la toaletă. Ce? Și am tras apa și m-am uitat și erau litere sub formă de alfabet. Și era un A, un C, un M, un S, un 2, un 14 și X. Formula vieții. Nu glumesc, nu râde. Nu te-ai dus. Eu când m-am uitat, zic... Nu e ok. Nu, mă, tu înțelegi ce zic? Acum nu glumesc. M-am uitat la așa și am zis, băi, ce s-a întâmplat în stomacul meu? De-a ieșit litere, pentru că erau litere, înțelegi? Dar voi nu vă întrebați ce s-a întâmplat? De ce am scos litere? Am mâncat sub alfabet. Lasă asta. Am mâncat litere. Păi n-am mâncat litere, că scotam cifre, nu știu, am mâncat ceva și erau litere. Și ce era? Un 2, un X, un... Deci m-am speriat. Dar era suna formulă. Ce nu era, nu știu dacă era formula, nu știu, azi, e egală, ia, MC formula pătrat. Formula cu 2 de S, S formula. Adevărul era următorul, S. Deci dilema asta... Ia mă, încăca Pitagora. Deci dilema asta e elucidat ulterior când o persoană de un alt sex decât al meu și-a adus aminte, fără legătură cu povestirea mea, că a aruncat în WC-ul sub alfabet. Eu când am mers la toaletă, nu m-am uitat ce este, cum se numește, în vasul de toaletă. Așa. Și de aceea nu am știut ce s-a întâmplat și am fost foarte speriat de mine, pentru că elimin litere.
Înțelegi? De fapt, fata aia aruncase subalfabetul pe G, nu știu de ce. Așa și-au rămas litere care nu s-au dus la apăsare. Mi se pare dezgustătoare. Te căca pe subalfabet, boss, asta ai făcut. Bă, ai să, capitonat cu vreau să zic micile litere făcute din fidea. Asta ai făcut. Bă, vreau să zic că am fost foarte speriat atunci. Deci m-am Hai uitat. Să vedem și pe... Nu vi se pare... De mai departe. Da, este înfiorător. Magazin alimentar second hand, Mușar, gata. A apărut pentru tine. Și are și geamurile de termopan. E nimic în magazinul ăsta. Ah, am uitat să-ți arăt pozele trimise de fan cu peroane. Ne-au trimis peroane pentru tine. Da, am mai multe și? Peroane. Am primit vreo, fără exagerare, 43 de peroane. Nu la cred. Ba da, la ultima Băi, mulțumim ascultătorilor. Celor care ne-au trimis peroane. Băi, foarte tare, 43 de răspunsuri la o propunere cu peroane. Da. Da. Mulțumim, e... Da, este impresionant, 43 de peroane ai reușit. Bravo. 43 de voturi. Bă! Dacă erai la România au talent cu poezie patriotică, nu strângeai 43 de voturi. De la peroane. La ai zis o prostie, 43 de peroane imediat. Trebuie să caut trebuie poza să aia. Facem o recenzie la peroane data viitoare. Uite chiar, apropo, astăzi m-am întâlnit cu Tudor, cu fratele lui Bărbosu. Deci există, e real. Deci azi, uite chiar, uite cine ce coincidență. A, m-am întâlnit și eu cu Bărbosu pe... Pe internet. Fratele lui Bărbosu. Nu, pe stradă m-am întâlnit. Ce faci, băi, Alex? Păi, era cum să fac... Tu ce faci, bă, Giculescu? Da, e mai așa acum. Zic, fumez și dorm. Și era cu cineva și zice, uite, domnule, zice că sunt eu greșit, că fumez și dorm toată ziua. Uite, alt om care confirmă. Hai, poftim. Vorbesc serios? Da. Zic, și e bine, Gicule, că... Zic, da, cum să nu, fumez, dorm. Și s-a întors iar către persoană. Ai văzut? Altul. Să nu mai zici că sunt eu nebun. Deci asta a fost întâlnirea mea cu Bărbosu. Trebuie să-l aducem la un moment dat pe Bărbosu, dar când are chef, că acum simt eu că nu e. Nu e, nu e, nu e. Acum fumează și doarme. Magazin alimentar second hand pentru Mușat. Dar unde e? Băi, nu știu, Hodor mi-a trimis poza. E bun. Lângă pariul, normal. Lângă pariul, asta mă uitam acum, că este... Bă, dar chiar noi facem și statuia pariorului. Necunoscut? Ar trebui să arate, dar știi cum te să arate? Cum? Și că a făcut ăștia de la gherila statuia transportatorului Glovo și te faci statuia jucătorului la păcănele, mi se pare musai. Păi așa, lângă statuia farmacistului trebuie. Trebuie puse una lângă alta. Există eroi farmaciști. Există, păi lângă eroi farmaciști, eroi pariului. Nu este la eroilor. Da. Și dezbrăcat ar trebui să fie statuia pariului, adică asta să fie unul dezbrăcat cu niște Adidas și în picioare doar. Niște Jordan. Cu Jordan în picioare și în pula goală, așa trebuie să fie statuia pariului. Hai să-i dăm la ultima poză. În cazul în care vă întrebați cum ar fi arătat Robert De Niro dacă era polițist de rutier în Serbia, ei bine, așa arăta în 2010, că e din 2010. Asta cine a făcut poza? Nu știu, e găsită de pe net, nu știu, mi-a trimis-o un memar, prietenul nostru memar Costi. Și dacă puteți observa între degetele, între degetul arătător și degetul mijlociu, te ține un trabuc și în timpul ăsta așa prinde o țigară. Deci... acum am văzut. Da. Nu cred, mă. Da. Foarte Serbia bine. Care poate să arate ca România liniștită, adică exact același păi tip chiar, arhitectural. Păi e pe acolo, pe la Orșova, oarecum așa. De pare. Provizorat perpetu. Asta, deci casa da. În construcție, care este simbolul României. Deci simbolul României este dar casa neterminată. Așa, am auzit cu impozitele. Da, ca să numai noi putem să fim așa. Bă, numai și grecii făceau. Grecii lăsau, dacă mai țin minte, în Grecia acum vreo 10-20 de ani, se lăsau moațe la clădire. Se construia până la ultimul etaj cum ar veni și ultimul etaj îl lăsau neterminat. Și în rest își făceau treaba. Adică făceau turism, bine, grecii, taverna, nu știu ce. Grecii din ziua de azi nici nu mai sunt vreo lumină a civilizației. Lăsați. Leagă nu a fost. De-aia nu i-au lăsat la Ialta americanii. Dar acum că chiar lăsa. Deci acum i-ar lăsa. Deci acum dacă ar fi din nou Ialta, tratat i-ar lăsa. Luați-vă. Lăsați că nu termină vilele. Luați-i. Înțelegi? Nu. Cum ar fi să fie o civilizație considerată frâna civilizației? Cum adică? Păi nu sunt. Nu știu cum este. Leagă nu să fie frâna.
Pe nu leagă, nu... Să fie comedia civilizației. Frâna de mână a civilizației. Cumpărarea civilizației. Topoganul. Cum nu sunt? Topoganul de gunoi al civilizației. Pe Rusia nu e pe exact asta. Asta e frâna de mână a civilizației. Nu vezi direct că mergea și noi un pic înainte să... Brut, stai așa. Stai așa, stai pe loc. Și cu Robert De Niro îți sârb pe ecran. Bă, asta cu frâna civilizației, stai, nu, stai, mai am o vorbă de zis acum. O să citesc cu pe Bogdan Naumovici, cu care m-am întâlnit la un moment dat în cadrul unui eveniment la o televiziune de care ai râs tu. Și a zis așa, și mi s-a părut foarte bună vorba legată de civilizația, zis așa. Bă, dacă copiii băieți, adică cei de sex masculin, ar lua în serios ce zic taților tot de sex masculin și nu ar vrea să se dea ei cu capul lor de perete, deși taic să zice din experiență, bă, nu fă asta, că o să se întâmple asta. Nu! Și berbecul se duce, bang! Dacă copiii băieți ar lua în serios ce le zic taților, baza experienței, a zis ceva de genul, am fi colonizat planete în spațiu cosmic, dar pentru că copiii tot timpul vor relua experiențele părinților ca să se dea și ei cu capul de prag, de-aia ne evoluează civilizația. Deci dacă copiii înțelegeau ce le zic părinții, eram pe alte planete. Băi, aveam... părerea mea acum, mi s-a părut bună, eu am râs. Acum este că civilizația umană merge pe un trend pozitiv. Adică acum se trăiește mai bine, zic, în lumea civilizată decât acum 50 de ani, acum 50 de ani decât acum 100 de ani și de fapt trendul e pozitiv, iar asta este fix condiționat de faptul că oamenii au evoluat și cognitiv și din punct de vedere social și cumva ceva s-a învățat și incremental lucrurile devin ușor, ușor mai bune. Yes. Incrementa act a, atque excrementa aule Romanie. Știi că e o inscripție la noi, incrementa aule Romanie. Excrementa. Aia excrementa a băgat colegul meu, Cornel Ivanciuc de la Cațavim. Cu asta ține minte un titlu. Mi s-a părut foarte distractiv. Incrementa atque excrementa aule Romanie. Asta țin minte, apropo de incrementare. Oricum nu se trăiește mai bine pe planeta asta neapărat. Ba da. 100%. Bă, dacă erai, depinde ce ești. Păi nu, ne zic dacă medie, ești cetățean american. Nu, bă, și americanii trăiesc mai bine decât trăiau cu 50 de ani. Dacă erai roman... Din pătura conducătoare, cred că era mai bine decât acum. Da, mă, acum. Din pătura normală, cum din pătura? Asta zic, dacă depinde. Dacă compar un boschetar de acum cu Cezar, da, trăia mai bine atunci. Eu zic că se trăia pe ansamblu ca cetățeni, chiar am zis bine, mai bine decât acum. Bă, era mai multă libertate. Ai fost la Vezuviul ăla, la orașele, Pompei? La Pompei? Dar ce, ai fost pe vremea aia, ca să știi? Păi ce pula mă duc. Mea, mă filozofezi. Nu, ai fost la Pompei? Băga mea și pula să-mi bagă mașina fost... aia timpului în care te sui tu și vii de acolo cu experiență bogată din trecut. Mi-am pus la mașina experiența timpului. Eu am Fă-ți ITP-ul, dracu, că la mașina timpului. Am altele, că am dat cu Google. Asta nu s-a dat până acum. Să te duci la Tule, să ceri părbagaj pentru mașina timpului, că vreau să mai iau niște chestii, deci aveți părbagaj de mașina timpului, timpului. La Tule, știi? Deci la Pompei, la 35 de ani erai mort de mult pe vremea aia. Nu știu ce să zic. Bă, deci la Pompei am fost. Da, dar la 30 aveai deja nepoți. Am fost cu clasa de pionieri. La lumesc. Ce a fost bătut tu? Da, mă, ne-a dus tovară și a fost la Pompei. Da, la ce v-ați? La concertul lui Pink Floyd? La nu, ce nu, să vedem tablourile alea obscene. Știi că aveau în casă numai tablouri obscene? Numai cu așa? Cu așa în ce? În casă? Cu așa ce, Dragoș? Tu nu știi? Ba da, mă, că sunt peste tot pe internet. Ce era? Cu ce? Dar ce era în tablourile? Scenele erotice din erotice? Casele, pompeienilor. Pompeienilor? Care erau de diverse orientări. Deci, da. Atenție, libertatea era mult mai mare. Deci da. Vreau să spun că la nivelul ăsta nu cred că o ducem mai bine acum decât atunci în Pompei. Eu între a fi acum cetățean care trebuie să meargă la căcat tribunalul, nu știu care, trebuie Pompei. Să iau o hârtie legalizat de la o prostie de genul ăsta. Și a fi la Pompei cetățean și am întâlnit cu vecinele de acolo frumos să ne uităm la tablourile alea erotice, acum m-aș face cetățean în Pompei. Du-te mă de aici. Tu n-ai văzut ce mizerie este dacă ești de aici afară? Bă, îți spun că la Pompei nu era... Deci, bă, la Pompei,
câte ambalaje de floricele erau în grădina din fața unde filmăm noi aici. Câte, zic eu? Față de cum era când filmam în Pompei. Exact. La Happy Fish din Pompei. Câte trotinete electrice lăsate de ampulea pe străzi erau în Pompei pe vremuri? Băi, nu știu, eu cu trotinetele sunt ok. Deși ieri mi-a trântit unul în față o trotinetă așa cu dispreț. Adică aș face o mică asociație de protecție a trotinetelor aruncate. Adică asta chiar nu e ok. Iar la Budapesta... Stop abuzului trotinetelor. Băi, la Budapesta e amendă dacă lași trotineta cum vrei, ca aici în București, că o lași așa. Nu există. Am văzut eu trei oameni care păzau o trotinetă la Budapesta și mă întrebam, bă, dar ce plăcere au ăștia să pozeze trotinete? Că știu că și la noi pozezi trotinete. Nu, mă, erau trei oameni și doi polițiști și un om cu vestă verde, scria ceva în ungurește, Beselec Mogherul, așa, și erau, pozau toți, era un fel de photoshooting de trotinetă, înțelegi? Și după aia am citit la Budapesta, nu ai voie să lași trotineta aiurea, să ai voie așa vag să mergi cu trotineta, dar nu poți să o lași cum vrei tu, nu că trântită, mă, să o lași așa, în loc de așa. Era așa, trei fotografi, a luat Pulitzerul cu trotineta aia, cred. Hai, mai departe. Păi, gata. Hai, pe ochii minții, dacă vreți, dați și voi subscribe, like, pentru că acolo vom face un lucru foarte bun pentru copii, bă, pentru tineri. A, stai să-mi fac și eu reclam. Ne vedem FCDNB. La Iași, că suntem exact. La Iași, la Hangaria, dar când? Sâmbătă pe 20, suntem ultimul act din festival, sâmbătă la Hangaria, dar la Iași, deci ne vedem la Iași, care frații mei de pe Iași. Ochii minții, subscribe, like, Tudor, vino și tu cu ceva și tu reclamă. Mă găsiți pe serverul de Magic the Gathering de Europa. Sau la Eurovision. Dați-mi un challenge acolo, poate schimbăm o cărticică, o impresie. Mulțumesc foarte mult!